Pace Domnului și bună dimineața! Domnul să binecuvânteze și în această zi strângerea noastră cu toții la oaltă. Amin. Mă bucur să vă văd pe fiecare în casa lui Dumnezeu. Haideți să facem liniște în sufletele noastre. Ca unii care vrem să ne apropiem de Dumnezeul nostru, am vrea să facem liniște, să cerem ajutorul și binecuvântarea Lui. Amin. Amin. Stăpâne care locuiești în ceruri, ne smerim și în această dimineață sufletele noastre și venim, Doamne, cu inima noastră la poala cucitare. Te rugăm, Dumnezeule, să vii în mijlocul poporului Tău care s-a strâns la oaltă în această dimineață. Te rugăm atât de mult să ne onoresc cu prezența Ta și cu Duhul Tău cel Sfânt. Am vrea, Dumnezeule, să lucrezi la viața și inima noastră. Te rog, Doamne, să binecuvântezi tineretul frații Tale, copiii, Doamne, frații și surorile, bătrânii, pe toți deopotrivă, Doamne. Am vrea să ne atingi cu Duhul Tău cel Sfânt. Te rugăm și pentru prietenii casei Tale, Doamne, te rugăm să-i binecuvântezi. Te rugăm, Dumnezeule, ca Tu să vorbești astăzi sufletul nostru și inimii noastre. Am vrea să deschidem larg inima, Doamne, iar Tu să vorbești, Tu să-ți zidești și astăzi cuvântul Tău cel bun și minunat pentru viața și pentru inima noastră. Toate aceste lucruri te rugăm în numele scump și drag al lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Voi vii să ne ocupați locurile și haideți să vreau să spunem psalmistul să ne deschidem inima și gura la să-L lăudăm, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu nostru. Evit echipa de închinare și haideți să începem această zi de bucurie, această zi cu care am venit înainte Domnului și am pus-o pe parte, să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să unim vocile noastre, să-L lăudăm pe Dumnezeu nostru. Cântările vor fi afișate, haideți cu toată adunarea să cântăm plin de bucurie. Ca unii care știm că Dumnezeu nostru este Cel ce ne aduce lumina sa binecuvântată. Amin.
Indiferent pe ce trecem, Dumnezeu este Cel care este aproape și alături de noi. Probabil în dimineața aceasta cei mai bucuroși sunt copiii, ca o dată în vacanță. Domnul să-i binecuvânteze. Probabil pe cei în vârstă pentru noi să știm că atunci când dacă este vremea vacanței, nu înseamnă că este vacanță și la casa lui Dumnezeu. Să ne lipsim, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne dorim să ne apropiem de Dumnezeu nostru. Împreună cu noi în această dimineață la închinare, Sfatului Cornel, îți spunem bun venit acasă, Domnul să-L binecuvânteze. Amin. Este de-a bun misionarul bisericii plecat în Oltenia. Domnul să-L întărească, va avea după cântarea fanfarei, va aduce un cuvânt în care va îndemna poporul la rugăciune și am vrea să ne rugăm pentru el, pentru slujirea care o face, îndemnul care vor fi aduse. Am vrea să venim cu rugăciune înaintea Dumnezeului nostru. Ori peste adunare, văd fețe noi, care nu le-am văzut până acum, Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Vă spunem bun venit la Turca, să vă bucurați, Dumnezeu să vă vorbească și Dumnezeu să se apropie de viața noastră a fiecăruia. Fanfara laudă pe Domnul pentru o cântare, Fanfara de Cornel va aduce un cuvânt și apoi vom veni cu rugăciune. Acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu.
ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei de Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. Că n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu l-a făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Amin. Amin. Iubiți frașiților, aș dori ca Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea pace, bucurie în inimă, să înseamnă să ai inimă tare, să vă dea har. Mulțumim celor care vă implicați, celor care cu ajutor financiar, cu rugăciune, Domnul să vă binecuvinteze în sensul acesta și să vă dea har să stați pe cale până la capăt. Ceea ce am citit eu în această dimineață, din Roman 15, Pavel spune că Dumnezeu i-a dat puterea harului Său, harului Iisus Hristos. Și El definește astfel. Am predicat cuvântul, mi s-a dat o putere, un har, în partea Domnului, da? Am făcut fapte bune. Dumnezeu a lucrat semne și minuni. Dumnezeu a lucrat prin puterea Duhului Sfânt. Și am zis că și eu m-am rugat. Doamne, dă-mi și mie harul lui Iisus Hristos. Și am zis, Doamne, te rog că eu vreau să lucrez, dar te rog să-mi trimiți tu pe aia la care tu vrei să îi eliberezi, să ierți și să-i vindeți. Și vreau să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți cum lucrează Domnul. Dumnezeu m-a rugat așa, acasă și sunt chemat la calafat de cineva, hai că unit o familie de țigani, de rom, au o fată care are duhul rele. Vine că e caz greu, hai să-i rugăm pentru ea. Și m-am dus, erau vreo până 10 persoane, ca să înțeleg. Ce m-au uimit la ei, că era frați, surori de sânge și toți doreau ca sora lor să fie vindecată. Dar a colaborat și ea. Deci ne bate în casă, face rău, bate și copiii, nu ne înțelegem. Hai rog, uite să... Și ne-am rugat 3 persoane. Și să știți, când timp ce am pus mâna pe ea și ne-am rugat, a căzut în genunchi. Am văzut și eu cum Domnul lucrează când scoate afară duhuri necurate din oameni. Am văzut și acolo câteva cazuri. Și acum, întrebarea care mi-am pus-o este cum verifici că s-a întâmplat, nu? Deci te-ai rugat pentru ea, cum știi că e eliberată? Și am pus-o să se roage, să recunoască că Iisus este Domnul ei, Dumnezeul ei, că este Mântuitorul ei, că este Împăratul ei. Și în momentul când zice lucrurile acestea, înseamnă că e eliberată. Să știți că am văzut și cazuri când i-am zis să zică și n-a putut. Când a ajuns la momentul ăla ca să ceară, ca să recunoască, n-a putut. Înseamnă că nu e, să știți. Deci în momentul când nu poți să spui că Iisus este Mântuitorul tău, este Domnul tău, este Împăratul tău, înseamnă că Duhul rău care în tine nu îți dă voie, nu îl recunoaște. Și vă dau alt caz. Eram în biserică și la gemeni. Și de obicei, să vă spun, după ce vorbesc din cuvânt, chem în față. Și a venit o persoană din lume care a avut peste duh de frică. Era teamă, frică, am văzut-o și eu. Și am zis că, dar cum ți-a intrat Duhul ăsta în tine? Păi ce, m-am uitat la televizor și era COVID și război și nu mai pot de atunci, nu pot să dorm, mi-e teamă, frică. Și să știți că m-am rugat pentru ea, și Dumnezeu a eliberat-o. M-a rugat și pentru persoane care sunt bolnave de inimă. Eu m-am arătat cum lucrează Domnul, să știți. Și a venit în față tot, o soră avea înțepături la inimă, spune că nu mai poate să muncească. Ne-a rugat pentru ea cu toată biserica, a venit în față, și Dumnezeu a vindecat-o. Pentru că, să vă spun, după ce mă rog pentru ei, îi caut și îi întreb. Nu? Acum ce s-a întâmplat? Și Dumnezeu s-a atins. Și vreau să vă mai spun ceva. Persoanele alea 10, care noi, deci, ne-am rugat pentru ele, care au venit la calafat,
Ne-a dus în satul lor și s-a predicat acolo. S-au botezat peste 12 persoane, să știți. Și când am ajuns acolo, mare mi-a fost uimire ca vin la mine unul și a zis, faceți pe predică și chemați că vreau să-mi predau viața Domnului. Și a ieșit în față, să știți. Deci am făcut pușcărie, am făcut rea, vreau și eu să mă întorc la Domnul. Să știți, sunt cazuri când Dumnezeu ne uimește cum lucrează. Am avut și botezuri, acolo, în toamnă, adică în decembrie am avut unul și acum în primăvară al doilea. Să vă rugați că Domnul să ne călăuzească și vă dau un exemplu ca să înțelegeți. În Fapte 10, Cornelul spune că se ruga lui Dumnezeu și făcea fapte bune, da? Și spune că vine un înger și spune, du-te la Petru. Da? Petru, în momentul ăla, se roagă și el, da? Și spune, Duhul lui Dumnezeu, iată că te caută trei oameni, du-te că eu i-am trimis. Deci, să avem călăuzire din partea lui Dumnezeu, la care persoane să mergem și la care ele să fie, ca ele să fie cum? Mântuit. E nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Petru, dacă citiți acolo în Fapte 10, vine cu frață de la Ierusalim, cu parte de ei, se duce și predică în casa lui Corneliu. Și acolo se face o biserică. Da? După ce termină, se duce la Ierusalim și spune bisericii cum a lucrat cine? Dumnezeu între neam. Deci ca să înțelegem acum ce raport este între. Te duci ca misionar, adică plantezi biserici, dar nu și spui și bisericii de unde ești, ce, cum lucrează Dumnezeu, unde te-a trimis, ia, deci, am nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, da? Să știți că și Dumnezeu face acolo semne și minuni. Sunt oameni care s-au întors la Dumnezeu, au venit, îl caută, ai și mă botează, am întâlnit și cazuri. Să știți că a fost cazuri, mi-e pare de un băiat, a venit în față, ne-a rugat pentru el, el și soția, și nevastă, adică nu e căsătorit, are cancer în la măduva spinării, Dumnezeu s-a atins de Duhul lui, el ierta de păcate, dar are boală în cu corp. Ne-a rugat pentru el, nu s-a întâmplat absolut nimic, încă duce boala în el. Și Domnul să aibă milă de... Și eu l-am întrebat când am zis acolo de urmă, măi, tu ai acticul nevasta, cu asta. Nu am, că e de 14 ani. Și ea s-a plecat viața și ea. Și am zis că când se poate să-și facă actele. No, ca să înțelegem acum cum lucrează Domnul. Ca să înțelegeți și încheie. Știți că dintre apostoli Petru, Ioan și Iacob, în fapt, Iacob este omorât cu sabia, da? De Irod. Dar Petru este salvat din pușcărie, da? În închisoare. Că și când a văzut Irod că vrea, că place la popor, lucrul ăsta a vrut să-l omoare și pe Petru. Dar spune că Dumnezeu a intervenit într-un mod cum? Miraculos. Da? Și l-a salvat. Acum, cum e? Pe unul salvezi, pe unul lasă ca să moară. Asta e voia lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Și vă doresc ce vă rog pentru voi, Domnul, să vă dea un duh de îndurare și de rugăciune peste voi. Da? Și Domnul să aducă vremuri de înviorare. Amin. Să vă folosească, să fiți o binecuvântare pentru oritatea în care v-a pus Dumnezeu și pentru țara noastră. Amin. Amin. Fraților, haideți să ne ridicăm și să avem un timp de rugăciune. Și am vrea să ne rugăm Domnului pentru fratele Valeriu, mai special pentru slujirea, pentru lucrarea care o face. Domnul să dăie cuvânt și îndrăzneală, ori de câte ori vestește cuvântul Domnului. Domnul să-L folosească pe El acolo și pe noi aici. Și cu alte motive care aveți cu inimă, haideți să venim înaintea Domnului și Mântuitorului nostru. Amin. Mulțumim. Slavă-ți. Doamne,
Să-L trăim, Doamne, cu dragoste și să împlinim voia Ta. Amin. Îți mulțumim frumos, Doamne, și pentru fratele Cornel, care l-ai ales, Doamne, să fie un slujitor al Tău în zona țării noastre acolo. Te rog, Doamne, să-ți reverzi har și pace peste el. Să-i binecuvintezi familia, Doamne, și să-i dai o creștere spirituală, Doamne, lui și acolo în zona aceea, Doamne. Să-L faci un model, Doamne, pentru că suntem copii ai Tăi fiecare și vrem să Te urmăm și să Te iubim. Tot restul în vieții noastre. Amin. Amin. Tatăl nostru care și în cer, ne ținem în această dimineață, pentru că Dumnezeu viu în care ne crede. Te rugă Tu, frate, Cornel, pentru bine muritecului sănătate. Tata și familia acolo, Oltenia. Mulțumim că ne-a spus, ne-a rugat din Duhul Sfânt. Amin. Mulțumim Tatăl nostru pentru cuvântul Tău din această dimineață. Mulțumim, Doamne, pentru puterea Evangheliei, mulțumim, Doamne, pentru că noi aceeași putere, ieri, azi și veci. Mulțumim, Doamne, pentru cei care răspândesc Evanghelia, în mod deosebit. Mulțumim, Doamne, pentru fratele Andrei Iovan, Doamne, te rog să-L bine și pe fața Lui. Te rog, Doamne, să-I dai putere întotdeauna când se ridică numele Tău. Te rog să-I dai cuvânt, te rog, Doamne, să-I dai mesaj și autoritate la cea zonă unde lucrează. Doamne, te rog, Doamne, să-L înțelegi în credință, să-L binecuvintezi în mijlocul celor oameni, să-L dai izbândă lucrare. Mulțumim, Doamne, pentru că și-a pus viața de parte pentru Tine. Te rog, Doamne, răsplătești cu Tale din Dumnezeu. Și-aș vrea, Doamne, ca să fii cu El și cu familia Lui și cu toți cei din zona aceea, să-I binecuvintezi și să aduci îndurare și har în zona aceea. Amin. Amin. Mulțumim.
Stăpâne Ceresc, știu că ne înveți în cuvântul Tău că Evanghelia are putere. Te rugăm, Doamne, cu puterea Evangheliei Tale să atingi oameni din Oltenia, Doamne. Să atingi oameni din Tulcă, Doamne, și nu de altă, Doamne, vrem pe toți cu gelozie pentru Tine și pentru Împărăția Ta. Ne rugăm pentru cei dragi din casă și din familie noastră. Mai cercetează-i odată în dimineața aceasta. Acolo unde sunt să află, Doamne, când împrăștiască lumea largă, te rugăm să-i cercetezi. Te rugăm să-i convingi de păcat, neprihănire și judecată. Noi știm, Doamne, că ești Dumnezeu cel atotputernic. Ești Dumnezeu care nu te schimbi niciodată. Ești același ieri, astăzi și în veci de veci. Lucrează, Dumnezeule, prin puterea Ta la viața lor și întoarce cu fața spre Tine. Am vrea, Dumnezeule, în continuare să ne vorbești în locul acesta. Am vrea, Dumnezeule, în continuare să primești cântarea noastră de laudă. Și vrem, Doamne, ca Tu să fii binecuvântat, Stăpânul și Dumnezeul nostru. Ne rugăm pentru fratele Cornel să-L întărești pe El, Doamne. Soție, copiii, Doamne. Dă-i putere, autoritate și ajutor prin Duhul Tău cel Sfânt în lucrarea care o face. Te rugăm să-L faci o mărturie, Doamne. Te rugăm, Doamne, să-L faci să lumineze locul în care L-ai așezat. Te rugăm să-I porți de grijă. Știm, Doamne, că Tu cunoști nevoile noastre fiecare. De ce te rugăm ca Tu să lucrezi? Și Tată Ceresc, fiindcă cu toți suntem copiii Tăi, venim și spunem în această dimineață, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să le ocupați locurile. Fanfara în continuare va slăvi pe Dumnezeu cu o cântare, după care sora Lărențiu a pregătit o poezie spre slava lui Dumnezeu, apoi fratele Iemi, fratele Dan, o cântare vor avea și ei spre slava Domnului, Domnul să-i binecuvânteze. Dacă mai sunt și alte dorințe de scujire, vă rugăm să ne anunțați.
Doamne, prin Duhul Trezirea, de Teodor Drosa. Trimite-ne, Doamne, prin Duhul Trezirea, cu tremură iarăși prin Scriptură omenirea, din grupele firii ne scoate afară. Trimite-ne viața, iar moartea să piară. Destul am zăcut, legați prin păcate, depărtați de lumină, prin negu și noapte, ajunși fără vlagă, trântiți la pământ, purtați în derivă de-al teatrului vânt. Întărește-ne, Tată, prin cuvânt, iar credința, de plină să fie în noi bucăința, ce primim și ce dăm ca dovadă salvării. Ridică-ne, Doamne, din îngenunchiarea la idolii lumii ce ne atrag cu plăcerea unor patim și pofte ce par fără vină, dar care ne prind la un jug fără vină. Trecut am mult timp ca să înțelegem că ce semănăm, aceea culegem. Ne cerem iertare pentru timpul pierdut și-ți cerem, Părinte, un nou început. Amin. Trezește-ne, Tată, din somnul de moarte, lumină să fim și sare în cetate. Amin. Uniți prin cuvânt, în scop, în slujire, părtași la cruce, dar și la răsplătire. Și Duhul Tău cel Sfânt fie cu noi. Trimite-ne, Doamne, prin Duhul Trezirea. Amin. Amin. Thank you.
prima pagină a Scripturii Dumnezeu se prezintă ca Dumnezeu Creator, Dumnezeu care creează, Dumnezeu care ne modelează, Dumnezeu care a pus în viața noastră fiecare gândul veșnicii. Să lăsăm pe Dumnezeu care este olarul și noi care suntem rutul. El să modeleze viața noastră, trăirea noastră, gândirea noastră și de ce nu? Viitorul nostru. Să le prindem în brațul și în mâna Dumnezeului care conduce și guvernează toate lucrurile. Amin. Fratele Cornelu să fie și după amiază aceste zile împreună cu noi, la închinare, întreaga zi a pus-o deoparte, a fost și vineri la părtășii împreună cu biserica. Astăzi dimineață, după masă, va predica cuvântul lui Dumnezeu. Am vrut să avem acest timp dimineață care să ne spună câteva motive de rugăciune, câteva lucrări care se întâmplă în Oltenia ca biserica să poată ruga pentru slujirea care face. Știu că mulți dintre dumneavoastră face după acestea, vă rugați acasă, Dumnezeu să asculte. Dumnezeu să lucreze. De asemenea, cei care doriți în continuare să susțineți fratele Cornel, să-l ajutați cu ceva pentru slujirea care face la încheiere, puteți să vă apropiați de el, fie dimineață, fie după masă, Dumnezeu să răsplătească darul și jertfa fiecăruia. Un alt anunț pentru biserică este următoarea întâlnire, este după masă de la ora 5 la Casa lui Dumnezeu. Vineri, de la ora 7, ora 19, este un ceas de rugăciune. Duminică, așa cum suntem obișnuiți, dimineața de la ora 10, după masă de la ora 5, ne întâlnăm în Casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă să ne onoreze cu prezența Lui ori de câte ori ne strângem în locul acesta. Și de ce nu? Așa cum a fost poezia și dorința fiecăruia, să aducă Dumnezeu vremuri de trezire. Să ne trezim, să conștientizăm că avem nevoie de Dumnezeu nostru în vremurile care trăim mai mult ca oricând. Haideți acum să lăudăm pe Dumnezeu nostru cu o altă cântare care a fost pregătită de echipa de închinare. În timpul acestei cântări să ne închinăm Domnului și cu darul nostru, cu jertfa noastră. Dăruim ca unii care știm că Dumnezeu ne-a dăruit nouă. Dumnezeu ne-a făcut parte de viață, de sănătate, să putem să muncim și am vrea să ne onorăm pe Dumnezeu și cu darurile noastre. Haideți să cântăm cu toată bucuria și în timpul acesta ne închinăm și cu darurile noastre. Amen.
toată viața vă fi recunoscător Domnului pentru Golgota, pentru iubirea care ne-a dat-o și ne-a demonstrat-o prin Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Vrem să deschidem Cartea Sfântă în această dimineață la Cartea Psalmelor, la Psalmul de sub numărul 16. Cartea Psalmelor, cei care aveți Cartea Sfântă la dumneavoastră, mă încurajez să vă aduceți Cartea Sfântă, Biblia, să o avem cu noi, ori de câte ori ne strângem la oaltă, să putem să urmărim de Cuvântul Domnului. Cartea Psalmelor, Psalmul de sub numărul 16, spune în felul următor Cuvântul Domnului. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezeii străini, dar eu n-aduc jertfe lor de sânge și nu-mi pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi-ndrepti sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clate. De aceea, inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei răta cărarea veții. Înainte feiții tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin. Stăpâne care locuiești în ceruri, Dumnezeul nostru mare și sfânt, venim cu întreaga noastră inimă din nou să cerem har și îndurare. Te rugăm să vorbești poporul tău strâns la oameni. Te rog, Doamne, să vorbești inimii mele și sufletul meu. Te rugăm să-ți zidești poporul tău. Știm, Doamne, că cuvintele tale sunt duh și viață. De ce, Doamne, te rugăm să ne ajuți fiecare dintre noi să trăim o viață de plină și îmbelșugată alături de Tine, Domnul nostru. Învață-ne Tu, Doamne, ce vrei să ne înveți prin cuvântul acesta. Cercetează-ne Tu, Doamne, și fă-ți lucrarea Ta de plină în viața noastră, în numele scump și drag al lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă visele, ocupați locurile. Fanfara mai are dorință să laude pe Domnul cu o cântare, după care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu.
Domnului. Amin. Dumnezeul nostru este atât de bun cu noi, cu fiecare. Ne-a lăsat Cartea Sfântă și unul dintre darurile minunate pe care Dumnezeu i-a lăsat Pământului este Cartea Sfântă, Biblia. În Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, putem descoperi fiecare de noi cum putem să avem o viață de plină cu Dumnezeul nostru. Deci e cum s-a cântat și în dimineața aceasta și cântările care au fost direcționate spre Iisus Hristos, spre ceea ce a obținut pentru noi la Golgota, pe faptul că prin El și o ce simțire că l-ai pe Iisus, asta mă face așa, voios. Gândul la Hristos și viața cu Hristos aduce bucurie, aduce un sentiment pe care nimeni și nimic în lumea aceasta nu ne poate dărui la fiecare dintre noi. Cartea Psalmilor este o carte de închinare. Am putea spune, este cartea de închinare a poporului Israel pe care o foloseau ei la timpul de închinare. Și am vrea să ne uităm în dimineața aceasta la Psalmul de sub numărul 16. Acest cuvânt care l-am citit în această dimineață și am vrea să vedem cum arată o viață de plină cu Dumnezeu nostru. Cu totul știm că una dintre caracteristicile care l-a caracterizat pe David, acest om al lui Dumnezeu, este tocmai ce a spus Dumnezeu despre el, un om după inima. Pe piatra de mormânt al lui David a fi fost scris om după inima lui Dumnezeu. Iar omul după inima lui Dumnezeu este omul care trăiește o viață de plină cu Dumnezeu. Vedeți, noi putem să trăim fie o viață sărăcăcioasă cu Dumnezeu, fie putem mai mult să dormim în viața cu Dumnezeu nostru, fie putem să trăim o viață de plină cu Dumnezeu nostru. Iisus Hristos spunea într-o împrejurare, eu am venit ca oile mele să aibă viață. Și nu orice fel de viață. O viață din verșug. Și uitați că Dumnezeu care ne-a creat pe noi, care ne știe cum funcționăm fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a făcut ființe sociabile. Oameni care se relaționăm unii cu alții, ne-a dat graie, putem să vorbim, putem să comunicăm unii cu alții. Nu doar că putem să comunicăm, simțim nevoie de a comunica unii cu alții. De aceea este foarte important relațiile pe care le creăm. Este foarte important cu cine ne întovărășim. Așa cum spune un proverb, spunem cu cine preîntâlnești. Ca să spun? Cine? În cuvânt, în Scriptură, spune că tovărășiile rele, ce fac? Strică? Obiceiul. Vedeți, prietenile au și beneficii, au și dezastre care pot aduce viața noastră. Deci e foarte important cu cine relaționăm. Deci ne vom uita în dimineața aceasta la primele patru versete pentru început să vedem relațiile din viața lui David. David ca unul care a avut și frați, a avut și părinți, a fost și împărat și a ales foarte bine relațiile de prietenii. Uitați-vă până mai bine toate și vă vedea trei direcții a relațiilor care le-a avut David în viața lui. Spune mai bine toate și vedem primele două versete, relația lui cea mai primordială și relația care ar trebui să caracterizeze viața noastră, de fapt. Relația cu Stăpânul. Relația cu Dumnezeul nostru. El spune în următor primele două versete, păzește-mă Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic, Domnului, tu ești Dumnezeul meu, tu ești singura mea? Vedeți, relația lui David cu Dumnezeu era o relație aparte. La fel cum ar trebui să fie și relația noastră cu Dumnezeu nostru. El spune mai întâi de toate, păzește-mă Dumnezeule căci în tine mă. Un om și noi ar trebui să fim acei oameni sau acei credincioși, acei copii al lui Dumnezeu, care să știm că clipă de clipă, pas cu pas, să ne credem în Dumnezeu nostru. Cum arată un om care se încrede în Domnul? Cum arată un om care, într-adevăr, se încrede? Da, este bună afirmația aceasta. Știm în Scriptură și găsim și în altă parte, încredeți-vă în Domnul, bazați-vă pe Domnul. Fericit este omul care se încrede în Domnul, omul care se bizuie pe Domnul, omul care găsește nădejdea în Dumnezeu nostru. Dar cum arată? De fapt, omul care se încrede în Domnul. Vedeți dumneavoastră atunci când este bine, totul merge pe strună, totul merge așa cum ne place nouă, este ușor să te încrezi în Domnul. Dar, de fapt, adevărata încredere noastră în Dumnezeu se vede atunci când vin ce? Furtunile noastre. Atunci când vin
am putea spune cu tremur în viața noastră, atunci se vede cât de solidă este viața noastră cu Dumnezeu, la fel cum s-a văzut și în Turcia și în alte părți ale lumii, se vede cât de solidă este temelia unei case atunci când vine ce? Cu tremur. Când este soare, când este frumos, când vântul nomadie, un pic, tot este bine și frumos. Când vine o furtună mai puternică, atunci se vede cât de adânc este rădăcina unui copac. Atunci când vine un cutremur sau vine o inundație, atunci se vede cât de trainică este temelia la o casă. Atunci se vede și cât de strânsă, cât de apropiat suntem noi în relația cu Dumnezeu nostru, atunci când vin furtunile în viața noastră. De ce e David atunci când a venit furtunile în viața lui și n-a avut puține în viața sa? Din copilărie, am putea spune noi, din adolescență și până la adânci bătrânețe, a avut o viață foarte tumultoasă, foarte zgușumată, pericol a avut de toate părțile. Și nu vreau să amintesc acum pericol, dar fiecare știm, de la Goliat, la Saul, la Absalom, la toți dușmanii și filisteni și gadiții și toate poporile și șimei și toți care s-au răsculat împotriva lui David, pe David permanent l-am văzut, un om care ce făcea? Se încredea în Dumnezeu. Și cum se vedea încrederea lui Dumnezeu? Tocmai ce spune cea? Păzește-mă Dumnezeule pe ce în tine, mă? Păi eu dacă eram în locul lui David. Mulți dintre noi dacă eram în locul lui David. Când venea șimei la noi, păi mă te-am bucat mai scurt. Păi mulți, dacă eram în postura lui David, atunci când era conflictul între el și Saul, de multe ori ar fi avut ocazia să îndemicească, dar n-a făcut lucrul acesta. Fiindcă ales să se încreadă în cine? Când Absalom s-a ridicat împotriva lui, când orice împrejurare, David, chiar dacă era un voinic puternic, chiar dacă om era desprins cu războaiele și cu luptele, chiar dacă avea gardă din corp, oameni investiți, am putea spune eroi vremurilor de atunci, oameni cu puteri supranaturale, îmi spune noi de astăzi. Totuși David spune, Doamne, eu vreau să mă păzești tot. Nu vreau să mă păzească larma de la casă, nu că ar fi regulă și aia până la un punct. Nu că ar vrea să mă păzească sabia sau arcul sau praștea mea, spune, păzește-mă Dumnezeule, căci în tine. Și când alegi te pui la adăpost Dumnezeu, este că încrederea Dumnezeu este ca o umbrelă. Când alegi te pui sub umbrela aceasta încredere, Dumnezeu te și păzește. Dumnezeu te păzește, Dumnezeu te ocrotește și El dorește lucrul acesta în relația Lui cu Dumnezeu, în apropierea Lui cu Dumnezeu. El dorește ca Dumnezeu să-L păzească, Dumnezeu să-L ocrotească. Eu nu știu prin ce trece fiecare. Poate să faci la mine. Poate niște vești trebuie să auziți. Alegeți să vă credeți în Dumnezeu. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă păzească viața lui Dumnezeu și vă vedea și mai departe și trupul și sufletul și inima, toate în armonie, Dumnezeu să ne păzească. Amin? Amin? Și omul care alege să se încreadă în Dumnezeu, omul care dorește să se încreadă și Dumnezeu să fie păzit, este omul care comunică. Este omul care vorbește mai mult cu Dumnezeu decât cu oamenii. Și uitați ce spune partea 2, versetul 2. Eu zic, Domnului, cui zice el? Nu la vecini, nu la radio, spune, eu zic cu ei, Domnule, el vorbește cu Dumnezeu, el comunică cu Dumnezeu. Uitați, David ne pune pe tavă în sufletul lui. David ne pune pe tavă și în atenția noastră fiecare, la generație după generație, ne pune atenția noastră o rugăciune și relația lui care are cu Domnul. Spune, uitați ce i-a spus eu Domnului, uitați ce am afirmat eu despre Dumnezeu meu. Eu zic, Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea. Ce caut omul de când se naște și până bătrânește? Fericire. Ce promit unul și altul când vin la conducere? Fericire. Și fericire costă bani mai mulți, pensii mai mari, concedii mai multe. Oamenii caută fericirea. Este o dorință fiecăruia și fiecare caută fericirea. Nu este greșit să cauți fericirea. Ascultați, nu este greșit să cauți fericirea. Nu este greșit să fii fericit. Dumnezeu ne vrea să fim oameni fericiți, să fim oameni bucuroși, nu să fim oameni botezați sub de lămâie. Nu să fim acei oameni care venim dimineața în loc să ne bem ceaiul sau să nu fim mâncat nimic, parcă ne-au băut lămâie de dimineață. Nu. Dumnezeu nu ne vrea acri. Dumnezeu nu ne vrea amar. Dumnezeu nu ne vrea triști. Dumnezeu nostru vrea să ne dăruiască fericirea. Numai că fericirea pe care o dă Dumnezeu este diferită de fericirea care o dă lumea. Fericirea pe care trebuie să o caute pocăiții este diferită de fericirea pe care o caută lumea aceasta.
Lumea caută fericirea până la o vreme, până la un punct. O fericire care este trecătoare. O fericire în plăceri. Fericirea lumii este să-și distrugă trupul. Fericirea lumii este diferită și oamenii în fericirea lor îl dezonorează pe Dumnezeu. Dar îi spune, Doamne, Tu ești singura mea fericire. Un om care își găsește fericirea în Dumnezeu. Știți ce cauză David a ales să-și găsească fericirea în Dumnezeu? Că până la urmă, să fim sinceri unul cu alții. Poți să cauți până la marginea pământului, poți să-ți iei hârlețul să sapi până dincolo de pământ, poți să mergi pe lună și pe stele, și oamenii poți să cauți fericirea. Dar fericirea o găsesc mă la cel care este izvor fericirii. Nu poți să te duci la un magazin de alimente să-ți cumperi materiale de construcție, așa? Nu găsești. Dacă vrei materiale de construcție, duci la un magazin specializat pentru problema respectivă. Dacă vrei să cauți fericirea, dacă vrei să găsești fericirea, dacă vrei să procuri fericirea, du-te la cel care îți face. Deține fericirea. Și Biblia ne spune în 1 Timotei 1:11, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu. Un alt text în Scriptură, un alt verset spune 6:15, fericitul și singurul stăpânitor, împăratul și Domnul, singurul care este fericit în lumea aceasta, singurul care deține fericirea, cel care este dătătorul fericirii, este cine? Domnul nostru. Omul care vrea să găsească fericirea, omul care vrea să obține fericirea în viața lui, trebuie să fugă, să leargă la Dumnezeu nostru. Că despre mine, spune Asaf, fericirea mea este să mă apropii de Domnul Dumnezeu meu. David în viața lui nu a făcut una fericire. A fost momente când a făcut ce îmi place lui Dumnezeu. Și spune în Psalmul 32, ferice de cel cu? Fără de legea iertată. Omul care a înțeles că atunci când a păcătuit, a greșit în fața Domnului, tot la Dumnezeu s-a întors, Doamne, iartă-mă, când știu că păcatul, nelegiuirea, a pus un zid de despărțire și nu am acces la tine. Și nu am acces la tine. N-am pus să fiu fericit. Deci David spune ce și comunică cu Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu și relația noastră, fericirea noastră, atârnă de apropierea noastră de Dumnezeu nostru. Deci eu spuneam la început, o viață de plină cu Dumnezeu este omul care se apropie de Dumnezeu, omul care se încrede în Dumnezeu, omul care comunică, omul care vorbește cu Dumnezeu. Să căutăm să vorbim cu Dumnezeu nostru. Amin. Și că fiecare noi putem să mărturisim. Dincolo de toate alergările noastre, dincolo de toate zbuciumul nostru, că au fost momente în viața noastră, sau știm că avem momente în viața noastră, atunci când deschidem Cartea Sfântă acasă și te oprești, citești un capitol, citești mai multe, și Dumnezeu vine cu cuvântul Său și se apropie de inima ta și îți vorbește, inima ta se fericește. Zile trecute mi-a scris un tânăr că a citit din Scriptură un anumit paragraf din câteva capitole, spune, frate Marcel, Domnul mi-a vorbit, așa m-am bucurat. Să știți că Dumnezeu nostru vorbește și astăzi. Asta este Dumnezeu nostru. El vorbește și astăzi. De ce? Să căutăm în relația noastră să ne apropiem de El. Să căutăm în relația noastră să-L pune pe Dumnezeu ca și cârma și temelia în vieții noastre. Uitați și spune mai departe. Nu doar relația lui cu Dumnezeu era o relație de apropiere și o relație sfântă de a se încrede. Uitați cuvântul 3. Da, este bun și important, numărul 1 să fie relația noastră cu Dumnezeu. Dar mai este relația cu Sfinții. Uitați ce spune. Sfinții care sunt în țară. Oamenii iau la viu și sunt toate plăcerile. Gândiți-vă la David care de multe ori a trebuit să fugă de la Ierusalim, departe de Ierusalim, să ascundă prin pește, să ascundă printre stânci și prin pădure, să meargă la alte popoare, să fie departe de casa lui și cu toate că era departe de casa lui, cu toate că era în siguranță unde s-a aflat, cu toate că avea tot ce-i trebuia unde s-a aflat. Și se spune David. Știi ce spune omul care are o viață de plină cu Dumnezeu? Că Sfinții care sunt în țară. Acolo în țară, de Ierusalim, Sfinții care au rămas acolo în țară, la cortul întâlnirii, Sfinții ce e? Sunt toate? Cu ei vreau să mă întâlnesc. David spune, eu vreau să mă întâlnesc cu oamenii evlavioși, Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, nu orice fel de oameni. Sunt toate? Plăcerile. Să-și găsească plăcerea, nu lucruri trecătoare, să-și găsească plăcerea să stăie împreună și în armonie cu Sfinții. Să stai împreună și împărtășii cu cei care îl cheamă pe Dumnezeu. Să stai în armonie și în sfințenie cu cei care îl iubesc pe Dumnezeu împreună cu tine. Să strigi împreună la Dumnezeu împreună cu alții care îl iubesc pe Dumnezeu. Este o mare bucuriință. Este o mare binecuvântare. Să dorești
să petreci în părtășia și în comuniunea celor care îl cheamă cu Dumnezeu tău. Să dorești să umbli împreună cu Sfinții. David, dorința lui. Dacă de ceva a dus lipsă, atunci când trebuie să se fugă, să fie fugar pentru o vreme. Dacă David a dus de ceva lipsă, a dus lipsă de Sfinții de țară. Și de oamenii, evreilor, din ce cauză? Fiindcă aceștia sunt toată plăcerea. Își găsea fericirea în Dumnezeu. Își găsea plăcerea în părtășia cu Sfinții. Își găsea plăcerea să stai împreună cu oamenii aceștia, să stai în armonie împreună cu ei, să stai să se bucure împreună cu ei, să dorească părtășia oamenilor Sfinți. Și împreună când stau oamenii Sfinți, când stau împreună, altfel este. La fel ca un foc, cât mai multe lemne și jară pe acolo, focul este mai puternic, legătura este mai strâns, cum m-a scos cu unul de alături. Se răcesc lucrurile, se răcește. Deci e important în vremul cu acestea să stăm lipiți unul de alții. În vremul cu acestea să dorim cu toți să căutăm sfințenie, să căutăm să fim acei oameni evlavioși. Oameni evlavioși. Pentru că la oamenilor evlavioși să-ți găsească toată plăcerea în Dumnezeu. Uitați și perspectiva lui de atunci. Nu când ar fi găsit plăcere în alte părți. Nu când ar fi găsit și pe vremea de atunci fericire în altă parte. Că păcatul ori de câte ori a fost pe pământul acesta. Dar dați-vă un om care dorește să trăiască o viață de plină și aproape de Dumnezeu. Și în apropierea aceasta de Dumnezeu său, el zice, eu vreau să găsesc plăcerea cu totul altceva. Împărtășie Sfinților. Împărtășie să stau împreună cu oameni vrăjoși, oameni Sfinți, oameni care s-au pus deoparte, care au spus că pentru noi fericirea și bucuria e să ne apropiem de Dumnezeu nostru. Și în versetul 4 ne spune o altă relație. Dacă de Dumnezeu, cu Dumnezeu vorbea, dar cu simță își găsa plăcerea, mai rai zice, uitați-vă pe versetul 4, idolii se înmulțesc. Oamenii aleargă după Dumnezeii străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe Dumnezeu. Erau relații de oameni care se separa, se depărta. De oameni idolatri, de oameni idolatri, de oameni care așa vă spune, idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezeii străini. Dar le și spune, oamenii aceștia nu vreau să am nicio legătură. Nu vreau să am bine. Nu vreau să am legătură cu oameni idolatri, cu oameni care aleargă după Dumnezeii străini, dar eu mi-aduc jertfă lor de sânge și nu pun numele lor pe... Uitați buzele mele, uitați cât de categoric este. Cât de categoric David este în viața sa. Cât de categoric, de fapt, se vede în aceste primele patru versete și se vede împlinirea Psalmului 1. Ferice de omul, care ce? Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Nu se duce, nu vreau să stau cu ei. Nu vreau să umblu cu oamenii idolatri. Fiindcă oamenii idolatri au alți Dumnezei. Dacă oamenii idolatri s-au ales Dumnezeii lor în lumea aceasta, foarte bine. Dar eu cu ei nu vreau să umblu. Nu vreau să umblu. Nu vreau să petrec timp împreună cu ei. De ce spune? Fiindcă tovărășiile rele strigă? Cu picioarele. Nu vreau să împreună câmpul cu oamenii aceștia, după oameni care aleargă după Dumnezeii. Ascultați, aleargă. Nu stau nepăsători. Noi de multe ori poate stăm nepăsători, de multe ori poate stăm ațipiți în viața și în relația noastră cu Domnul. Uitați că oamenii aceștia idolatri aleargă. Și uitați-vă până ziua de-a spune, aleargă. Dacă au undeva o icoană făcătoare de minuni, o icoană care lăcrimează, o cântare, o icoană care sângerează, oamenii aleargă. Fiindcă oamenii sunt gata să se închine la cu totul altceva, numai în afară să se închină Dumnezeul celui viu. Că de fapt ce este idolatrie? Să-l pui pe cineva sau ceva, mai presus de Dumnezeu. Și altul, alt caracteristic care ne-o dă cartea Isaia despre idolatrie, nu doar ceva care îl pui mai presus de Dumnezeu, ci și ceva care este făcut de mâini omenești. Uitați oameni care în zonea astăzi petrec timp cu totul altceva decât să petrec cu cine? Oamenii care aleargă. Oamenii care aleargă la un potop de destrâu. Oamenii care aleargă, se grăbesc acolo. Spune David, eu nu vreau să am legătură cu ei. Eu nu vreau să fiu găsit în părtășie și în armonie oamenilor acestor. Mi se pare paradoxal, nu mi se pare paradoxal că în ziua de astăzi unii creștini mai mult le place să umble cu oamenii necreștini decât cu sfinții de țară și oamenii vădăși. Nu mi se pare că unor mai mult le place duminica să fie în alt loc decât să fie atunci când se chiar să adună sfinții la o altă. Nu mi se pare că oamenii zorează mai mult caută plăceri din lumii acestea decât să caută plăcerea părtășii și prezenței. Dumnezeu să aibă bine.
Dumnezeu să-i cerceteze. Pe cei oameni care și știm și ne dăm seama că fie că este o boală spirituală, ei s-au îndepărtat de Domnul, fiindcă inima lor nu a fost transformată și dorim că Dumnezeu să-i schimbe. Dumnezeu se transforme. Iar pentru cei care veniți și vă bucurați împreună cu noi, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze de plin în viața voastră. Dumnezeu să facă această transformare de plină. O, nu suntem perfecți. Să vrem într-o lume în care dorim ca Dumnezeu să lucreze tot mai mult la caracterul și la viața noastră. Acolo în veșnicii vom fi perfecți. Aici mai greșim fiecare dintre noi. Și spune în cuvânt în Scriptură, dacă nu greșești cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Toți greșim. Toți mai avem încăferesc cu noi, dar dorim să ne pocăim și să ne punem viața tot mai plăcută să fim înaintea Domnului nostru. Și gândiți-vă fiecare. Mulți la dumneavoastră și mulți aveți mult mai mulți ani decât mine și mulți mai mulți ani de umblare cu Dumnezeu decât mine. Gândiți-vă acum 5 ani sau 10 ani în urmă. Și așa trebuie să ne evaluăm viața noastră. Acum cu 5, 10, 20 de ani, acum cu un an în urmă, fiecare de când am început să umblăm cu Dumnezeu nostru. Dacă de acum, de 5 ani, 10 ani în urmă sau cu un an în urmă, evaluăm viața noastră și ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu. Ne-am debalasat de anumite păcate care poate acum 5 ani în urmă le făceam și acum nu le facem. Slăvit să fie Dumnezeu. Înseamnă că am înaintat, înseamnă că ne-am apropiat, înseamnă că ne-am mai perfecționat, înseamnă că ne-am apropiat și mai mult de Dumnezeu. De ce? Pentru noi că suntem poate cu pași mai înainte față de alții de umblare și să fim îngăduitori cu ceilalți. Dar să-i încurajăm, să-i mustrăm când este nevoie, să-i rugăm, să-i îndrept, pentru că asta ne-a arătat și pe noi să ne îndreptăm în viața noastră, să avem bine, dar în același timp să-i ridicăm. Și împreună cu toți să mergem înainte, spre Împărăția Dumnezeului nostru. Pentru că un cuvânt care îmi place foarte mult în Scriptură și Stele este cer neprihănit de 7 ori cade. Și cer neprihănit cade. Dar spune, dar se ridică și merge înainte. Chiar dacă suntem cu scădem, ne ridicăm și merge înainte, dar cel neprihănit va trăi și prin credință. Prin credința în Dumnezeu care iartă și ne curățește. De ce în același timp să ne păzim? De ce în același timp să ne păzim, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de Cuvântul Lui, să vorbim cu El și în același timp să ne îndepărtăm de tot ce este lumea aceasta. Cu idolatrie ei, cu poftele ei, cu plăcerile ei și ne apropiem mai mult de Dumnezeu nostru. Uitați în trei direcții, Dumnezeu, relațiile de viața lui David. Relația cu Dumnezeu, relația cu Sfinții și relația cu idolii. Spune, eu mă îndepărteze, nu pun, ascultați, nu pun numele lor pe buze. Nici măcar nu vreau să le rostesc. Dacă să vorbim de jurături, da să vorbim de bancuri, părbași, nu. Cu așa ceva, David, eu nu vreau să am nicio legătură. Să ne părtează. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care are gură și vorbește, are ochi și ne vede, are urechi și ne aude. De ce e important să vorbim cu Dumnezeu? Ca unii care afirmăm că Dumnezeu ne ascultă, Dumnezeu ne vorbește. De ce nu? Să arătăm asta în fiecare zi și pas la pas în viața și în trăirea noastră a fiecăruia. Apoi dați spune mai departe, numai David că își anunță aceste relații care le are, dar dați că David recunoaște cine este Dumnezeu pentru el. Pentru 5, în jos spune felul următor, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi-ai îndrept sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri. David îl recunoaște pe Dumnezeu stăpân peste viața sa. Pe Dumnezeu care este suveran. Dumnezeu care conduce întreg pământul. Și spune felul următor, Domnul este partea mea de știm în Israel că moștenirile au fost împărțite. Știm că în Israel fiecare seminție avea teritoriul ei și fiecare pământ a fost în bine împărțit. Fiecare punct de seminție și de nume. David spune felul următor, Domnul este partea mea de moștenire. Domnul este moștenirea mea. Spune, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu, Doamne, ești Cel care îți face. Îmi îndrepți sorțul. Adică, Doamne, Tu ești Cel, Doamne, care hotărăște dreptul vieții mele. Da, se trage sorțul în viață. Dar oamenii trag la sorța anumite lucruri, dar spune, Doamne, Tu ești Cel care guvernezi toate lucrurile. Tu ești Cel care călăuzești pașii mei de privire cu cuvântul acesta. E Dumnezeu care călăuzește, Dumnezeu care conduce și David recunoaște pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu care conduce sorțul vieții lui. Pe Dumnezeu care îl călăuzește, Dumnezeu care îl întărește, Dumnezeu care îndreaptă pașii vieții lui. Gândiți-vă că nu la întâmplare, cândva cu ani urmă, și eu și poate mulți dintre noastre au fost îndemnați și Dumnezeu ne-a condus pașii noastre spre o casă de rugăciune. Sau pe cei care au fost tine spre o tabără în care Dumnezeu a condus pașii noastre, acolo să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Și Cuvântul acesta să lucreze la viața și la inima noastră.
Veneți la poate la unul dintre vecinii dumneavoastră, dintre rudenii dumneavoastră care vin în locul acesta, din când în când, în mijlocul vostru la părtășie, să știți că Dumnezeu le îndreaptă pașii. Dumnezeu îi aduce aici să audă de nou și de nou cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi îndreaptă și nouă pașii. Dumnezeu e cel care călăuzește. Dumnezeu este cel care conduce viața noastră. Să nu uităm niciodată că Dumnezeu este cel care conduce viața noastră, Dumnezeu cel care călăuzește, Dumnezeu este cel care stăpânește peste tot în viața și inima noastră. De ce îi spune el mai departe, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Și ca unul care recunoaște ce a dat Dumnezeu, ce a primit de la Dumnezeu un dar, da, abilitățile acestea și moștenirea care a dat Dumnezeu, moștenirea veșnică, spune David și exclamă. Și nu putem să ne exclamăm și noi, fiecare în dreptul vieții noastre. Eu binecuvântez pe Domnul, că știi ce face? Mă sfătuiește. Dumnezeu care mă sfătuiește. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Un om care avea lipit și spune de Dumnezeu. Omul acesta care dorea permanent să fie sfătuit de Dumnezeu. De obicei, atunci când vii sărbătorul de iarnă, ne aducem aminte de cine va fi Iisus Hristos. Isaia 9:6. Îl vor numi minunat sfetnic. El este minunat sfetnic, adică sfătuitorul nostru. Dumnezeul nostru este sfătuitorul nostru. David spune cu atât, pentru vremurile moderne care trebuie noi spune, eu n-am nevoie de psiholog, eu n-am nevoie de psihiatru, eu n-am nevoie de cineva să-mi sfătuiască viața mea. Domnul este cel mai bun consilier. Domnul este cel mai bun terapeut. Domnul este cel mai bun care poate conduce și sfătui viața mea. Domnul mă sfătuiește. Și vine sub viața mea. Dacă putem vorbi astăzi despre un David, un om după inima lui Dumnezeu. Dacă putem vorbi astăzi despre David și a rămas ca un erou pe pagina Scripturii și Dumnezeu ne-l-a lăsat pe lângă multele eșecuri care le-a avut în viața lui. Una dintre caracteristicile în care David a avut biruință în toate luptele și în toate războaiele este pentru că s-a lăsat sfătuit de Dumnezeu său. Amin? Dumnezeu e la ori dictor, Dumnezeu l-a luptat. El întotdeauna întreba pe vorbea cu Dumnezeu? El spunea, cum să meargă la luptă? Cum să procedeze într-un luptă? Cum să procedeze într-un război? Ce să facă? El permanent alerga și alegea ca Dumnezeu să-l sfătuiască. Dumnezeu să-l conducă viața și Dumnezeu să fie cel care să fie alături de el. Căci, purtați, până și noaptea îmi dă îndemnul, Dumnezeu care cunoaște, știe. Dumnezeu care și noaptea ne dă îndemnul inimii noastre. Dumnezeu care ne vorbește, spune mai departe, eu am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă... Uitați ce apropiere la de El. Uitați cât de strânsă a fost viața lui Dumnezeu și avem de învățat fiecare de noi. Avem de învățat și de pus în practică. Am necurmat pe Domnul înaintea și vorbim despre lucrurile acestea din Scriptură, așa cum spune Noul Testament, iar lucrurile acestea au fost scrise pentru învățătura noastră. Oricine putem să avem o viață din abundență cu Dumnezeu nostru, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este Dumnezeu la dreapta mea. Nu mă clatin. Stau să doarme. Nu mă clatin. Nu sunt dus de orice val sau de orice fel de învățătură. Nu mă clatin. E omul care este ancorat în Dumnezeu și omul acesta care este ancorat în Dumnezeu, că vorbește cu Dumnezeu, recunoaște că Dumnezeu îi conduce viața lui. Uitați ce armonie este în viața lui. Și cu aceasta vreau să mă apropii de încheiere. Uitați ce armonie este în viața lui. Uitați, spune tu nou. De ce inima mea se bucură? De ce inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul se odihnește. Ce armonie? Ce armonie? Inima, sufletul și trupul. Ceea ce Dumnezeu ne-a înzestrat că fiecare dintre noi. Omul care inima lui se bucură. Uitați, inima, sufletul se veselește și trupul poate să se odihnească în liniște. Nu vi se pare că sunt unii oameni care se culcă obosiți, se trezesc mai obosiți? Nu vi se pare că oamenii se culcă triști, se trezesc și mai triști și trebuie să găsească motive serioase ca să ridice dimineața din pat ca să meargă să facă ceva? Uitați la omul care trăiește aproape de Dumnezeu. Omul care își strânge și se apropie de Dumnezeu. Este această armonie în care inima se bucură. Inima se bucură. Trupul, chiar dacă se odihnește, chiar dacă trupul se trece, inima, sufletul nostru, să-ți găsească fericirea și bucuria în Dumnezeu nostru.
De ce vorbești și mai departe despre această perspectivă veșnică, care de fapt este și o profeție cu referire la Iisus Hristos, spune că și nu vei lăsa ca sufletul meu, să nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă potrăzirea, îmi vei arăta cărarea de veții, înainte vieții tale sunt bucurii nespuse și desfătări. Omul acesta care avea perspectiva veșniciei, perspectiva cu Dumnezeul nostru, cu Dumnezeu care se apropie de noi, cu Dumnezeu care ne întărește, cu Dumnezeu care ne sprijinește și Dumnezeu care conduce totul în viața și în trăirea noastră a fiecăruia dintre noi. De aceea, cum spune în locul acesta, inima mea se veselește. Doamne, nu vei lăsa ca sufletul meu să-l obstăie de a pune în locuința morților. Nu vei lăsa, pentru că David are această fericire și perspectivă pe Dumnezeul nostru. Și spune așa de frumos, în veritate, care are vieță. Dumnezeu care ne arată la fiecare dintre noi care are vieță. De ce îi spune David într-un alt psalm, Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale? Și du-mă pe calea veșnicie. Să căutăm fiecare noi să rămânem pe calea veșnicie. Să căutăm fiecare noi să rămânem lângă dreptul și Dumnezeul nostru care ne poate călăuzi și ne poate îndrepta viața noastră și trăirea noastră. Spune că înainte fiți tale, înaintea Dumnezeu nostru, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice. Întreabă ta. Uitați-vă câte beneficii avem. Și doar așa puțin telă încerca să descriu fiecare cât avem de câștigat. Dacă stăm și trăim alături și aproape de Dumnezeu nostru. Am vrea acum spre încheiere să cântăm o cântare care a fost pregătită în dimineața aceasta. Cumva călăuzită și Dumnezeu care a pregătit o cântare spune vom vedea pe Dumnezeu. Am vrea să cântăm cântarea aceasta ca unii care vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Ca unii care dorim, într-adevăr, de toată inima noastră, Dumnezeu să ne arăte cărarea vieții. Dumnezeu să ne conducă pe această cărare a vieții. Dumnezeu, într-adevăr, așa cum spune aici, nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă pe Dumnezeu. Nu se încheie totul la pământ. Nu se încheie totul în cimitir. Ci oamenii care își pun nădejdea și găsesc fericirea și împlinirea în Dumnezeu nostru. Putem să cântăm împreună cu toți și plin de bucurie. Că vine o zi și vine un ceas când vom vedea cu toții pe Dumnezeul nostru. Și spuneți, Doamne, vrem cât mai curând să te putem vedea pe tine. Și oamenii care trăiesc aproape de Dumnezeu, oamenii care comunică cu Dumnezeu, îl vor și vedea pe Dumnezeul nostru. Amin. Hai să ne ridicăm și cântăm această cântare ca o dorință, ca o rugăciune noastră a fiecăruia înaintea Dumnezeului nostru. Dumnezeu care te poate binecuvânta. Dumnezeu care poate duce în prezența sa veșnică. Amin.
Haideți fiecare să ne cercetăm înaintea Domnului nostru, să spunem ce avem de spus și apoi voi încheia cu rugăciune. Ceresc. Cu toți ne dorim și tânjim după clipă când ne vom întâlni față în față cu Tine. A vrea Dumnezeu să ne dai această bucurie și acest moment să știm că ai această siguranță să ne întâlnim cu Tine, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Dar, Doamne, dacă îmi găduiești în vreme și timp să trăim pământul acesta în care ne-ai așezat pentru vreme, a vrea să mă cei credincioși, Doamne, care scăutăm, Doamne, să vorbim împreună cu Tine. Amin. Alegem, Doamne, încă o dată și în ziua de astăzi să ne încredem în Tine, indiferent de furtună și valul care vine în viața noastră. Doamne, mărturisim cu toții, Doamne, că avem nevoie de Tine să ne dai fericire, Doamne. Să umple inima noastră de fericire și bucurie de plină pe care o putem avea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Rog Dumnezeu atât de mult să pui și în viața mea și inima fațelor mei plăcere de a sta în părtășie și în prezența oamenilor sfinți. Amin. Rugăm, Doamne, și ne ieri, Doamne, ori de câte ori, Doamne, am umblat cu oameni care țin ți-o slavă și cinste. Te rugăm să ai milă de noi. Amin. Te rugăm să ne păzești de tovărășirile rele, Doamne. Amin. Și am vrea, Doamne, într-adevăr să prietenim cu sfinții. Am vrea, într-adevăr, Doamne, să găsim bucurie și împlinire numai în Tine, Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Te rugăm, Doamne, pentru sufletul nostru, pentru trupul nostru, pentru inima noastră, Doamne. Să lege această armonie sfântă, Doamne, în care Tu, Doamne, se stăpânești peste întreaga viața noastră. Amin. Te lăsăm pe Tine, Doamne, conducătorul vieții noastre.